reprezentant mass media, mă adresez, evident că prin intermediul dumneavoastră, la toată societatea, la toți cetățenii Republicii Moldova, la toate autoritățile de stat. Am vrut să vă informez că astăzi noi am avut o ședință specială, parcă și organizatorică de la punct, la prima vedere, dar ședința la care noi, în mod secret, așa cum prevede legea, deci am ales președintele Curții Constituționale, care sunt eu în fața dumneavoastră, Țurcan Vladimir. Totodată noi am decis tot astăzi, conform legislației, să alegem și persoana care a exercitat aceste atribuții în condițiile când eu voi fi absent. Fie concediu, fie deplasare, etc., etc. Deci ca să fie o continuitate respectivă. Toți, absolut toți judecători, toți șase care au participat la ședința de azi, noi și de la bun început la ședinții și după ea, când deja au fost ales președinte, încă o dată am făcut un fel de schimb de opinii și păreri și am ajuns la un comun acord, care de fapt trebuie să fie evident în toate instituțiile de stat, dar ce ține de Curtea Constituțională în deosebi, în condițiile care noi le cunoaștem toți. Noi am hotărât și, dacă doriți, am jurat unul față de altul, că în cadrul activității Curții Constituționale va fi strict respectată nu pur și simplu legislația în vigoare, va fi respectat jurământul care noi l-am depus vinerea trecută, pe data de 16 august, și anume ca noi să executăm aceste atribuții a judecătorilor Curții Constituționale în mod cinstit, conștient, cu strictă respectarea și în conformitate Constituției și nu putem să fim supuși nici la o forță politică, poate anticipez careva întrebări care le aveți. Deci, în capul mesia să fie Constituția și doar Constituția. Noi înțelegem foarte bine că astăzi, cu regret, imaginea Curții Constituționale este una afectată. Deci, chiar și ultimul sondaj care a fost făcut a demonstrat, dacă nu mă înșel, la nivelul de 10% încrederea populației. Deci, este vorba nu doar de a porni activitatea unei noi componențe a Curții Constituționale, dar inclusiv și această activitate trebuie să fie în folosul statului Republica Moldova, în folosul poporului Republicii Moldova și prin asta noi să restabilim încrederea populației în această instituție foarte importantă. Cine este persoana care vă va înlocui? Poftim? Cine este persoana de astăzi? Deci, persoana care a exercitat aceste atribuții în situația când eu voi fi absent este doamna judecătorul Luba Solă. Domnul Țurcanu, cum comentați faptul că... Anterior Curtea Constituțională... Eu aș permite, doamne... Mulțumesc. Cum comentați faptul că ați devenit președintele CC în condițiile în care nici măcar nu ați participat la un concurs? Deci eu știu că problema asta participării, neparticipării în contextul hotărârii Parlamentului de pe data de 16 august, cam mult se discută în societate, dar vreau să vă spun de start. Legea nu interzice numirea a judecătorului și nu privede desfășurarea concursului. Deci, dumneavoastră cunoașteți foarte bine că deci, în instituție a fost concurs, în alte instituții concurs nu a fost până la sfârșit. Deci, comisia de concurs, în loc de a înainta anume două candidaturi, au înaintat patru candidaturi.
Eu cred că nu contează, în cazul dat, însăși noțiunea de concurs. Este foarte important, prima, cine a fost numit și, doi, cum vor fi exercitate aceste atribuții. Da, o să vă întreb și... Cum rămâne cu transparența în acest caz? Exact, așa și rămâne în sensul acela că a fost ședința în plen, la care, în mod transparent, a fost raportată situația, deci au fost răspunderi, au fost puse întrebări, au fost răspunsurile de respective și, dacă vedeți, faptul că eu sunt aici în fața dumneavoastră, vorbește despre ceea că noi suntem absolut deschiși din punct de vedere transparenței ce ține de anunțarea rezultatelor activității noastre, dar ceea ce ține de ședințele în plen, iarăși cele care vor fi publice, evident că vor fi cunoscute. Toți absolut o să aibă posibilitatea să dea apreciere. Eu deși am spus, sarcina noastră este restabilirea încrederii prin deciziile care vor fi adoptate. Anterior, Curtea Constituțională era acuzată de faptul că este politizată din motiv că mai mulți membri erau afiliați politic, foști membri sau deputații ai Partidului Democrat. Acum situația nu s-a schimbat prea mult. Este același lucru. Practic, judecătorii care au ajuns sunt membri ai partidelor. Așa vedeți dumneavoastră depolitizarea? Și cum veți asigura integritatea instituției? Da. Prima, ce ține de prima parte a întrebării, referitor la depolitizare. Eu vreau să vă spun că legea cu privire la Curtea Constituțională foarte clar prevede că în cazul, dacă la momentul numirii persoana este un membru a căreva partid, prevăzut în lege cu privire la Curtea Constituțională, atunci această persoană, în mod obligatoriu, după depunerea jurământului, urmează să depune și cererea respectivă de suspendare în organul de partid. Acest lucru eu deja l-am făcut sâmbătă, pe data de 17 august. Ce ține de integritatea? Integritatea Curții Constituționale foarte mult depinde, evident, că și de independența acestei curți. Iată de ce eu și-am spus că noi urmează să adoptăm hotărârile care vor fi în strictă conformitate cu cerințele Constituției Republicii Moldova. Doar noi avem trei atribuții de bază și trei sarcini de bază, anume, prima, garantarea supremației Constituției, doi, asigurarea realizării principiului de separare a puterilor, separării puterilor în stat, cea legislativă, parlament, executivă, guvern și judecătorească. Domnul Turcanu. Și trei, garantarea îndeplinirii întocmai a obligațiunilor statului față de cetățean și cetățeanului față de stat. De ce și asta va fi executat. De ce nu ați participat la acest concurs? Și vreau să vă întreb, v-ați dorit măcar acest fotoliu? Deci, eu pot mult să discut și despre toate cele, de ce așa sau nu, este situația care noi o fixăm la ziua de azi. Anume, vineri au fost, au depus jurământul toți membrii Curții Constituționale, una la mână, astăzi a fost ședința, deci specială, și în mod secret au acordat această încredere membrii Curții Constituționale ca eu să fiu președinte. Și eu le-am mulțumit deodată. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Și încă o dată eu am răspuns așa cum am răspuns. Domnule Țărcan, totuși sunt mai multe critici în adresa dumneavoastră și numirii dumneavoastră și recent, chiar acum pot să vă citesc, Cornelia Cozonac, reprezentanta societății civile, acuză pe dumneavoastră că pe vremurile când anterior ați deținut și funcția de ministru de interne, ați făcut anumite presiuni asupra săptămânalului Accente.
a fost asupra săptămânalului Accente. Când a fost reținut și șef redactor și adică Libertatea a fost atunci subminată și dacă știți eu vă spun sincer, nici nu țin minte. Accente. Nu accent da. Actual, nu, da? Nu, actual. Actual clar, actual e clar. Nu. Deci, știți, eu am experiența profesională. Am început activitatea din 1976. Am numărat câți ani. Și clar că, având în vedere că am activat în organele de drept, evident că au fost cei care nu sunt mulțumiți și cei care au fost foarte mulțumiți. Eu mă mândresc de faptul că majoritatea absolută a cetățenilor care eu am avut contact, fiind anchetator simplu, fiind anchetator pe cazuri excepționale, de mai mulți ani, fie ministru de interne, fie ambasador, și atunci s-au adresat mai mulți cetățeni pentru ca să fie rezolvate mai multe întrebări. Majoritatea absolută nu a avut careva reproșuri, nemulțumiri. Dar nu țin minte cazul din 2002. Eu vă spun sincer, nu țin minte despre cazul dat, dar dacă nu țin minte, cu atât mai mult ceea ce ați citit, numai ce este o aberație. Eu la Ministerul de Interne, când în 2002, atunci a fost reținut Sergio Panasiu, adică în 2002, stați o clipă. Eu în 2002 deja atunci, eram ambasador. Da. Atunci cum eu am putut să-l înfrumințez fiind ambasadorul Republicii Moldova la Moscova? Adică oricum societatea adică, civilă. Adică eu încă o dată v-am răspuns că este o aberație. Și, nu știu, un sfat, poate, colegial. Eu permanent eram deschis față de mass media. Dar permanent am solicitat ca mass media să fie și responsabile față de informațiile care le difuzează. Deoarece, anume, prin mass media, uneori, unii încearcă să manipuleze cu opinia. Și încă o întrebare. Da. Dacă în calitate, și deja nouă componență a Curții Constituționale și dumneavoastră în calitate de președinte acestei instituții, cumva urmăriți scopul de anularea a declarației sau decizii privind limba română, adică ca să fie declarată limba oficială? Știți, cineva din colegii, foștii colegii mei, îmi pare că, domnul Filip, mi-a pus întrebarea, la fel, asta. Eu am înțeles de ce și dumneavoastră ați formulat, deoarece sunteți de la publică. Nu, eu cred că interesează mai mulți oameni. Eu am dreptul să, mă uit de unde sunteți. Deci, eu vreau să vă spun și eu am răspuns atunci. Opinia mea personală, eu nu sunt filolog, nu sunt lingvist, sunt jurist. Am inclusiv și studii politice. Dar eu permanent m-am condus de un principiu. Limba există pentru aceea ca să unească oameni, societatea și prin aceasta să consolideze însăși statul. Nu pentru dezbinarea. Și eu consider întrebările de genul ăsta sunt întrebările care, fiind aruncate în societatea care este foarte politizată, poate să aducă doar la dezbinare. Eu consider că noi avem mult mai grave probleme și mult mai complicate care trebuie să fie rezolvate. Adică nu veți anula. Eu încă o dată repet. Nu mă întrerupeți, că eu când pe mine mă întrerup, eu încep de la început. Okay. Deci, și din cauza asta, eu consider că nu este important cum se numește limba. Principal, cei care vorbesc și înțeleg unii pe alții, să facă tot ce e posibil ca Republica Moldova să fie într-adevăr un stat suveran, independent și prosper. Dar totuși, dacă procesul de dezoligarhizare despre care toți vorbește de când s-a schimbat guvernarea, așa vedeți dumneavoastră procesul de dezoligarhizare când unii membri ai partidului sunt înlocuiți cu alți membri ai partidului din alte instituții, inclusiv Curtea Constituțională. Așa va continua mai departe?
Dumneavoastră, îmi pare că acest cuvânt, care deja uneori este utilizat ca un șablon la toate cele, o să-l folosiți și pentru alte situații, pur de viață. Eu v-am spus, în cazul dat, noi vorbim despre respectarea strictă a legii. Legea prevede că o persoană care este membru de partid poate fi propusă și numită în calitate de judecător al Curții Constituționale. Dar el are o obligativitate. Și anume, să depune o cerere în organul respectiv a partidului cu privire la demisionarea, suspendarea în această. Atunci care este diferența? Și atunci, diferența este foarte simplă. Foarte simplă. Eu să întreb am o pe fiecare de dumneavoastră. Aveți o preferență careva din partidii politici? Clar că o spuneți că da. Unii A, unii B, unii C, alții, dar nu poate fi. Asta puteți acum să spuneți la cameră de la vedere. Dar în discuțiile între colegi, 100%. Și dumneavoastră nu puteți să fiți indiferenți de ceea ce se întâmplă. Și clar că unor poate îi place un program, altor alt program, dar atunci când tu ești în serviciu statului, atunci când tu ești în serviciu și acele atribuțiile care eu v-am spus, anume a asigura, a garanta supremația Constituției, tu trebuie să uiți de orice diferență politică. Deoarece politicieni, politici și partide, ba vin la putere, ba pleacă de la putere. Dar Constituția, ea rămâne. Și atât aici noi trebuie să respectăm în tocmai aceste prevederi. Și fiți sigur, eu sunt ferm convins că tot cei 6 judecători a Curții Constituționale actuale vor respecta acest jurământ care au depus vine pe data de 16 ani. Cu câte voturi ați fost ales? Cu câte voturi ați fost ales? Majoritatea necesară. Au mai existat candidaturi? Da. Cine? Au fost și doamna Șova, care, deci, noi am hotărât toți ca doamna să deci, exercite aceste atribuții atunci când eu voi fi. Vă mulțumesc foarte mult pentru chiar de actualitate, pentru că astăzi Mihai Corș, președintele unui ONG, a declarat, adică a făcut revizuirea modificărilor care au fost făcute la codul electoral și spune că anularea sistemului mixt, adică trecerea la sistemul proporțional și organizarea alegerilor anticipate după sistemul proporțional nu va fi posibilă din cauza unei decizii Curții Constituționale din acest an, care prevede că, adică codul electoral prevede că schimbarea sistemului electoral poate fi aplicată doar la alegeri ordinare. Dumneavoastră, cum vedeți? Deci, eu nu pot să mă expun acum, absolut, deoarece problema în cauză trebuie să fie discutată în cadrul Curții Constituționale și decizia respectivă va fi, dar va fi examinată clar că, va fi clar că dată publicității. Asta ce eu pot să vă spun. Fără careva comentarii cum eu consider, cum va fi, cum nu va fi, va fi așa cum a hotărât Curtea dacă va fi nevoie de pus întrebarea aceasta. Mm. Ok? Da. Mersi foarte mult, sănătate și succes! Doamna Manole, vă și cu declarație? Știți întrebați, vă rog?